Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Viața ta se desfășoară într-o atmosferă deosebită de plăcută, energiile Capricornului te fac să te simți în siguranță, drept urmare, încrederea în sine crește vertiginos, simți că te poți baza pe intuiția ta, luna aceasta, ea va deveni ghidul tău cel mai de încredere. Cu toate acestea, va trebui să te confrunți cu disonanța lui Marte în gemeni care provoacă confuzii în domeniile de cariere și succesului tău. Celebrul tău pragmatism trece prin vremuri grele și promisiunile nu se vor ține. În jurul datei de 7 ianuarie, angajamentul și perseverența ta vor crește vertiginos. Încearcă să nu te supra-soliciți încercând să compensezi greșelile altora sau să-ți asumi responsabilitățile altora dragoste. Aglomerarea planetară din Capricorn îi dă vitalitate sferei iubirii tale și aduce stabilitatea pentru care te străduiești. Această atmosferă lipsită de excentric oferă lunii ianuarie o liniște aparte. Cu toate acestea, din 28 ianuarie, tranziția lui Venus în pești poate provoca tulburări dacă e în seamă ei dulci. Sfat, nu mai trebuie să dovedești seriozitatea intențiilor tale. Totuși, încearcă să nu critici oamenii care sunt mai neglijenți decât tine. Evaluarea ta în sfera popularității poate avea de suferit, iar asta va fi trist. Din acest motiv, ianuarie pentru mare va fi marcată de dragoste și izbucnire de sentimente. Și într-o măsură mai mare acest lucru va afecta relațiile permanente, mai ales dacă locuiți împreună. Poate că factorul decisiv va fi că vei rămâne în sfârșit singură? Copiii vor merge într-o tabără de iarnă, părinții vor merge la un sanatoriu sau o excursie în Europa. Momentele de joc în relațiile intime și flirtul în public vor adăuga impresivi. Dacă dragostea ta abia începe, nu ezita să-l inviți pe cel ales să te cunoască. Vei fi mai îndrăzneață pe teritoriul tău, ceea ce îți va permite să-ți arăți cea mai bună parte, el va fi mai relaxat, iar tu vei putea examina cu un microscop cu electroni, cu toate avantajele și dezavantajele. Grijile casnice sunt cel mai bine să fie reduse la minimum în timp ce este timpul să te bucuri de viață. Să ratezi asta ar fi imprudent din partea ta. Sănătatea În ianuarie astrele te invită la tratamente spa relaxante. Procedurile cosmetice vor avea, de asemenea, un efect excelent. Cu toate acestea, Operațiile plastice și evenimentele similare sunt cel mai bine planificate pentru sfârșitul lunii. Chiar dacă nu ai prea multă încredere în medicina oficială, tot trebuie să începi cu ea. În continuare, asigură-te că finalizezi tratamentul în curs, oricare ar fi acela, nu te baza pe faptul că o stare bună de sănătate este un indicator că te-ai recuperat. Din cauza acestei nepăsări te poți aduce din nou într-o formă mai gravă. Dacă ceva te îngrijorează, dar diagnosticul nu este complet clar, fă mai multe analize. Datorită acestora, vei putea detecta cauza principală a bolii, precum și punctele slabe ale corpului tău. Luna aceasta este mai bine să fii sigură decât să-ți rău. Banii, în ciuda faptului că încă nu ar trebui să te bazezi pe creșterea carierei, Succesul natural te așteaptă în afaceri. Vei putea face o impresie favorabilă clientului și chiar să-l convingi de volumul comenzii la care nici nu s-a gândit. Și șeful va observa diligența și capacitatea de a găsi o soluție interesantă și, cel mai important, economică la o sarcină complexă. Pentru cei care lucrează în supunere, luna va fi mai ușoară decât pentru manageri. Aceștia din urmă vor fi lipsiți de sprijin, deoarece partenerii de afaceri fie vor fi mai slabi decât ei, fie se vor concentra pe alte linii de afaceri. Situația financiară promite să fie stabilă, poți conta pe mici bonusuri sau creșteri salariale, dar nu pune mari speranțe în asta. Vei fi mulțumite de plățile pentru ceea ce ai reușit să finalizezi anul trecut și poți rambursa o eventuală datorie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?